Bună seara, stimați telespectatori, sunt Marian Butan și începând de astăzi vrem a derula în fața dumneavoastră o nouă emisiune din grila de programe a TV Giurgiu. Emisiunea se numește Realitatea Nefardată și este realizată împreună cu colegul meu Florin Negiba. Bună seara din nou și vă mulțumim că sunteți alături de noi la o emisiune care vrea să spargă taburi. O emisiune care devoalează, o emisiune care dezbracă, care dă jos prejudecăți. Bună seara și ne bucurăm că suntem cu voi. Alături de noi se află invitata noastră, doamna Ionela Pârlog, șef de serviciu locuințe protejate din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecție a Copilului. Bună seara, doamnă! Bună seara și bine v-am găsit! Sărmin! Doamna, deja v-am numit funcția, șef serviciu locuințe protejate. Explicați-ne puțin, ca să înțeleagă și telespectatorii, ce înseamnă lucrul acesta. Da. Lucrul acesta implică multe activități. Eu nu propun aici să vi le spun și să vă plictisesc cu tot ce fac. Eu spun lucrurile un pic mai succint și aș vrea să vă spun că, în primul rând, rolul meu este de a organiza, de a coordona buna desfășurare a activității. Am în coordonare 6 astfel de locuințe protejate. Este vorba despre 2 locuințe tip vilă, locuințe în care avem în protecție socială un număr de 11, respectiv 14 beneficiari. Este vorba despre persoane adulte cu dizabilități. Și avem încă 4 locuințe tip apartamente. Deci chiar în apartamente, asta nu că sunt tip apartamente. În fiecare apartament se află câte 4 beneficiari, de asemenea adulți cu dizabilități. Segmentul de vârstă este cuprins între 18 și 62 de ani. Am înțeles ce înseamnă beneficiar, am înțeles că sunt persoane cu dizabilități. Puteți să ne lămuriți cumva despre problemele astea, ce fel de dizabilități? Sigur că da. Este vorba de dizabilități mentale și asociate. Sunt persoane adulte, persoane care provin din vechile centre clasice de persoane cu dizabilități, au un lung istoric instituțional. De fapt, este vorba despre copii care au fost abandonați în spital, care au fost preluați în sistemul de protecție a copilului și care, odată cu creșterea vârstei, au ajuns în centrele pentru adulți. Iar direcția noastră, în 2005, atunci când ne-am unit cu, când am preluat de fapt aceste centre pentru adulți, și-a propus ca obiectiv principal dezinstituționalizare. Și dacă mă întrebați de ce, vă voi răspunde clar, pentru că într-un astfel de centru cu peste 100 de beneficiari, este foarte greu pentru orice tip de personal să răspundă tuturor nevoilor individuale, ale personale. Și atunci am considerat, de fapt, la nivel național, a fost o strategie națională la care ne-am aliniat și noi automat, s-a considerat necesară înființarea acestor servicii alternative de tip familial. Asta pe de-o parte, vă înțeleg că vă ajută pe dumneavoastră ca să-i deserviți mai bine, dar ajută cumva și la un soi de integrare în societate? Categoric, de fapt, asta este activitatea noastră principală. Obiectivul pe care l-am stabilit a fost, în primul rând, integrarea socioprofesională a acestor persoane. Deci se merge până la profesional, prinde și latura profesională, numai socială, în sensul că... Da. În sensul că, pe lângă faptul că ne-am dorit cu toții ca acest oameni să fie în comunitate, știți bine, nu vă spun o noutate, că centrele clasice în perioada predecembristă erau, clar, cum sunt și acum, situate undeva în afara localităților. Un soi de lagăre, hai să le spunem. Ok, despre care nu se știa mai nimic. Chiar dacă se comportă ghilimele la acest termen, dar pe acolo. Un soi de lagăre despre care s-a făcut și tam-tam. Da, după Revoluție, clar, atenția tuturor, și știți bine că a fost mediatizată și la nivel internațional situația persoanelor cu dizabilități și din centre. România n-a stat deloc bine pe problema categoric. Asta. Apropo de ce zicea colegul meu de tam-tam, s-au făcut foarte multe discuții negative. Centrele astea înțeleg că sunt la propriu integrate în comunități. Există la momentul acesta, eu pot să vă dau și adresele unde locuim. Deci unde sunt situate locațiile. Sunt clar în comunitate, sunt aproape de serviciile din comunitate, de instituțiile publice. Tinerii care se află acum, locatarii acestor locații, știu unde să se adreseze pentru orice nevoie au. Deci au venit oameni pur și simplu depersonalizați.
Deci nu vă imaginați ce viață au putut să ducă acești oameni în acele centre, cum erau atunci, pentru că acum și acolo condițiile s-au îmbunătățit extraordinar. Iertați-mă, mi-aduc aminte că înainte de a intra în emisiune, am avut o discuție ușoară referitoare la maniera la care ați început lucru cu ei, pentru că îmi spuneați, cum de fapt spuneați și acum telespectatorilor, că adunați din mai multe centre, lucrul acesta v-a creat mari probleme până ai forma pe ideea că trebuie să locuiască ca și într-o familie, într-un spațiu pe care corect. Trebuie să-l împartă. Vă dați seama că ei au crescut lipsiți de modelul familial. Ei au crescut pur și simplu, au supraviețuit. Deci n-au știut să împartă, ei n-au știut... Da, deci nu se poate spune că au locuit, au supraviețuit au în niște condiții... Deci acum, de ceea acum se încearcă matricea familiei, înțeleg. Da. Dar familia asta este pusă cumva în într-o familie mai largă care se cheamă societatea. Interacțiunea cu vecinii e ok? Adică înțeleg că bănuiesc că există o problemă de ambele părți. Probabil că ar trebui să fie unii reticenți și ceilalți mai puțin îndemânate și de a se mula. Ei, sunt 5 ani de la înființarea primei locuințe protejate. După 2 ani s-a mai înființat cele 3 despre care vă vorbeam printr-un proiect fare împreună cu Fundația Comber. După aceea s-au mai înființat următoarele 2 apartamente. Ei bine, când am apărut noi și majoritatea locațiilor sunt în zona Decebal. Deci pe strada Decebal, deci acolo, în zona aceea. Ei, vă dați seama că impactul asupra comunității de acolo n-a fost inițial deloc bun. Vecinii ne-au tratat cu reticență. Unii chiar ne-au strigat la ușă: domnule, dar ce ați venit cu ăștia aici la noi? Interesant. Nu ne-ați cerut voie să venim în această locuință? Pot să vă spun acum, după 5 ani, că noi suntem prieteni cu vecinii. Vecinii apreciază faptul că suntem poate singurii care ne ocupăm de întreținerea părculețelor din fața blocului sau din spatele blocului. Curățăm scările, relaționăm extraordinar cu vecini. Mergem la ei de sărbători, vin la noi de sărbători. Avem o relație extraordinară, dar a fost timp. E o chestie interesantă, pentru că dintr-o dată, de la termenul de beneficiar, a trecut la termenul de vecin. Și asta e o chestie interesantă, pentru că termenii ăștia pe care instituțiile statului le folosesc vis-a-vis de beneficiari, mie nu place cum sună termenul. Sună ca în lege. Sună ca în lege. Deci așa sunt... Da, că în 5 ani de zile a trecut de la statutul de beneficiar la statutul de bun vecin, e o chestie care merită salutată. Mie vine în minte acum termenul de proprietar. Aproape, proprietar, măcar pe propriul destin, cel puțin susținut cumva. Da. Și apropo de destine, simțiți că lucrurile se schimbă, că spre deosebire de... Știu, am din experiența de presă, am urmărit, sunt oameni care în momentul în care terminau perioada de beneficiari, peste 18 ani, și erau obligați să se ducă într-o lume pe care nu o cunoșteau. Nu erau pregătiți pentru asta, nu aveau abilități, nu aveau deprinderi, nu aveau cunoștințe, nu aveau bani, nu aveau casă, nu aveau specializare. La un moment dat eu am crezut că e o nebuloasă. Bine, unii dintre ei știu și cred că și mai există și acum încă, sunt oameni care... deservesc anumite munci, prestează anumite munci pe ceva bani puțini. Mă gândesc că, cel puțin în sud, știu bine, foștii beneficiari, urât sună, făceau curățenie la scări pe niște salarii modice. Mai există astfel de cazuri? Cu siguranță mai există și astfel de cazuri, dar probabil că foarte puține. Eu vreau să vă spun că lucrez de 12 ani în sistemul de protecție socială și m-am ocupat până acum 5 ani, când am preluat aceste locuințe protejate, de serviciile de protecție a copilului. În ceea ce privește sistemul de protecție, reforma s-a încheiat. Nu mai există niciun fel de centru de tip clasic. Uh-huh. Deci toți copiii sunt în case de tip familial. Minunat, minunat. Și nu vă spun, deci ați fost greșit informat vis-a-vis de vârsta până la care tinerii, copiii, rămân într-o casă de tip familial. Deci ei rămân într-o casă de tip familial până la terminarea studiilor. Okay. Dacă urmează o formă de învățământ până la 26 de ani și avem cazuri în care tineri, avem și acum studenți
la Facultatea de Medicină Veterinară, avem fete care merg la școala post-liceală sanitară. Deci noi ne mândrim, avem chiar tineri deosebiți care au terminat licee și acum eu, în personalul de la o locuință, lucrează ca instructor de educație o persoană care a venit din sistemul de protecție. A, ia că te deci pleacă de acolo, se perfecționează și se întorc ca specialiști. Exact. Minunat. La noi cadre. Vă spun minunat. Că lucrurile minunat. Au evoluat, nu prea s-a discutat foarte mult despre lucrul ăsta și mai ales... Da, e un tabu pe care ia că în seara asta îl desfacem. Dar au evoluat fantastic. Deci în cei 12 ani de când lucrez, vă pot spune cu certitudine că lucrurile sunt pe un făgaș bun. În condițiile în care, iacătă, apropo de proasta mea informare și o recunosc, cred că nu e numai vina mea, sunt fabulații, sunt basme vis-a-vis de, poate nu sunt și ar trebui să, bine ar fi dacă ni le-ați devoala, că oamenii care veneau din sistemele astea erau destul de nepricepuți în ale vieții. Unii dintre ei nu știau să folosească o furculiță, un cuțit, chiar aveți astfel de exemple? Rolul locuințelor protejate a fost pe lângă procesul acesta de abilitare, reabilitare, în vederea integrării socioprofesionale, deci să pornim de la însușirea abilităților elementare de viață independentă. Și exact de aici, vis-a-vis de a folosi beneficiarii, locatarii acestor locuințe protejate, sunt implicați și în procesul de pregătire a mesei. Să curățăm legumele, haide, tu ai grijă acolo, mai mestecă în oala aia. Și ei chiar... Bine, sunt unii cărora le place. Da? Mai concret, cam de la ce stadiu ați luat-o? Cât erau de inevoluați, dacă mi-e permis termenul? Da, de nepregătiți pentru viață. Dacă vă spun, pentru mine a fost șoc, pentru că cunoscusem persoane cu dizabilități, vizitasem centrele din Nord, dar nu relaționasem cu ei. Mergeam în evaluări, în diverse, cu diverse alte probleme. Mergeam să facem, nu știu, o reorganizare, să ne gândim cum să cumprindem în strategie dezvoltarea și, în fine, cu totul alte probleme. Dar n-am avut ocazia să relaționez direct cu acești oameni decât în momentul în care am fost desemnată șef serviciu aici. A trebuit să aveți o experiență. În momentul în care am ajuns în casă, vă spun sincer, și am venit cu primul transport de beneficiari de la, din nordul județului, pentru mine a fost șoc, pentru că erau disperați. Unul dintre tineri mă întreba continuu, dar de ce nu avem paznic la poartă? Dar de ce nu avem paznic la poartă? Vă spun că mi-a repetat întrebarea de 30 de ori. Și așa spuneam, erau obișnuiți. Sub un astfel de tratament își duceau existența. Erau atât de uimiți de oameni. Ce mulți oameni sunt aici, câte mașini sunt. Deci totul li s-a părut ceva extraordinar. Haideți să facem o paranteză, iertați-mă. Probabil că acea percepție pe care a avut-o colegul meu e generată de discuțiile de dinainte de 89. Cu siguranță. Ne-ați spus mai devreme că aveți pe domeniu experiență de 12 ani și n-aș duce ideea către o întrebare, dar știți cum era înainte de 89? Nu-mi permit să fac chestia asta, dar din relaționarea noastră cu, știu eu, cadrele pe care le-ați prins la începutul activității noastre. Cadrele vă refer? Mă refer la personalul similar celui pe care l-aveți dumneavoastră acum în locuințe. Persoane din direcție, adică cei care au lucrat vechea înainte gardă. De 89. Vechea gardă, este foarte bine. Ați prins niște racile din care se reasă faptul că acea percepție a colegului meu are și un sâmbure. Nu de aceea, nu degeaba am zis noi, realitatea nefardată. Ce stă în spatele la acea percepție pe care a avut-o colegul meu? În spatele acelei percepții, cu siguranță există și adevăr, pentru că lucrurile niciodată nu o să fie negre sau albe, întotdeauna este nuanța de gri. Întrebarea mea a fost formulată, iertați-mă, de faptul că ați zis că ei erau stupefiați, erau șocați. De ce nu este paznic, cum ziceați, de ce sunt atâtea mașini? Pentru că... Deci era clar că stăteau niște condiții inumane. Vechea organizare, așa era. Voi, dumneavoastră, știți bine că Ceaușescu chiar nega existența acestor persoane. Deci poporul român, da, eram toți capabili și abs. Ei erau încadrați în categoria incapabili și ținuți acolo pentru supraviețuire. Niciodată pe vremea... Parte, ascunși. Exact, nimeni nu se gândea că oamenii ăștia sunt capabili de ceva. Eu am fost uimită să văd câte abilități au. Câte abilități am descoperit sau în timp câte abilități ați antrenat. Am antrenat. Am inițiat și am antrenat. Despre asta e vorba. Noi avem acum, știți bine că ați văzut locuințele TV-lă și au grădini.
Ei bine, ei și-au asumat în timp de bunăvoie, cu toate că la început noi luam tot grupul. Haide să plantăm în grădină, să punem legume, să săpăm, să plivim iarba, să udăm, să asta. Ei, în timp, ei și-au stabilit clar și asta au făcut-o că au vrut. Eu sunt grădinar. Eu și Adi, noi suntem grădinari. Dar deja deja s-a o făcut... schimbare, deja sigur, o schimbare. Da, ei și-au asumat responsabilitatea. Și de responsabilitate. Și o diviziune a muncii. Categoric. Dacă se poate spune așa, pentru o astfel de comunitate. Sigur, da. Sigur. Vai de mine. Și sunt atât de încântați când vecinul din spatele casei vine și strigă: te rog frumos, vii să mă ajuți, că uite, am scuturat pomul. Apropo, de ce discutam mai devreme? Zice: te rog frumos, vii să mă ajuți să culeg fructele. Da, mă duc, vin la mine. Eu vreau să mă duc până la vecinul. Apropo, de ce discutam mai normalitate de vecinătate. Exact, față de ceea ce discutam sigur. Mai devreme. Adică să pleci dintr-un loc unde erai păzit, într-un loc unde te duci la vecinul ca să culegi cireșe. Da, și de prima impresie a vecinilor când se formaseră aceste grupuri. Sigur. Este șocant aproape. Cu toți învățăm. Se vorbea mai devreme despre dobândirea abilităților și noi, cei nepăziți, deprindem abilități. În condițiile în care n-am avut niciodată un vecin despre care s-au spus niște mituri. Normal că am normal. N-ar fi normal să am reticență, dar iată am nu am o deprindere de a coabita cu astfel de oameni. Și în momentul în care stau lângă ei, îmi dau seama că suntem la fel sau aproape la fel? Nu, eu cred că suntem la fel. Minunat. Cu siguranță minunat, suntem la fel. Deci dacă despre percepție vorbesc, sunt convins că oamenii ăia sunt ca și mine, ca și voi aici de față. Problema e dacă noi putem să-i luăm ca atare și să spunem da, sunt seminii noștri la fel ca noi. Mai ales că vorbeați despre vecini și dacă lucrurile astea s-au reglat acolo, înseamnă că s-a schimbat și percepția și acătă. E o treabă minunată. Da. Da, lucru care poate duce mult mai ușor la rezolvarea problemelor lor în timp. Adică să-l iei de acolo de unde a fost adus, da? Și să-l verticalizezi, dacă pot să spun așa, să-l aduci la nivelul la care spuneai tu, Florin, ba, chiar să fie considerat la fel ca noi. Să-l pui să-și ridice familia, da? Să ajute acolo, să se specializeze și să vină să ajute la ridicarea celorlalți, să dezvolte profesional. Uite, un subiect interesant, un viitor medic veterinar. Este vorba de un tânăr din protecția copilului. Uh-huh. Deci o tânără, de fapt. Da, da, iertați-mă, n-aș vrea să anticipăm. Care, pentru că... scuză-mă un pic. Ce face? Locuiește acolo și merge la facultate cum ar merge locuiește copilul meu, de exemplu? Locuiește într-un alt apartament. Deci da? Nu face parte din tineric pe care am eu în locuințele protejate. Într-un apartament. Uh-huh. Ei, locuiește acolo, merge la facultate, vine în weekend, de stă la facultate la cămin. Uh-huh. Vine în weekend sau la două săptămâni când e în perioada sesiunilor, nu mai vine deloc. V-am zis, deci lucrurile astea nu sunt chiar așa, deci n-au stagnat, n-au rămas în niciun caz la anii 89. Intervenția mea... V-am scus. Nu, și eu îmi cer scuze. Intervenția mea de adineauri vroia să marcheze o perioadă de medie trecere de la stadiul de care vorbeam, cel de început, până la cel la care se creionase discuția acum, cel al medicului, viitorului medic veterinar. N-am să uit că înainte de a intra în emisie, ieri, mai bine zis, nu trebuie să... n-am de ce să ascund telespectatorilor, am avut o discuție pregătitoare emisiunii și pentru că colegul meu m-a incitat la discuția asta, ne povesteați un episod, acela trist... Ne-am asumat rolul de incitator. Da, acel eveniment care v-a lăsat în urmă un gust amar de o tristețe poate incomensurabilă, ne povesteați de primul grătar care l-ați făcut cu ei. Este episodul acela care mi-a atras atenția. Și au fost multe, deci asta e o mică parte din tot ce s-a întâmplat. V-am zis, eu aș scrie o carte la un moment dat despre toată experiența mea cu toate lucrurile astea. Ei, când am sărbătorit, era chiar ziua deschiderii locuinței protejate și am vrut să facem ceva special și am zis, haide să facem grătare, cumpărăm sucuri, tort și așa mai departe. Ei au fost atât de încântați și au participat, hai că întorc eu carnea, că deja avem și bucătarii casei, nu vă spun, mi-aș dori să-i cunoașteți cu toții mult mai bine, să-i cunoașteți măcar la nivelul meu. Și au întors și nu știu ce, după aceea noi am servit, haideți mai punem, tu te duci, servești la masă. Ei bine,
nu știau să mănânce acea carne friptă, o miroseau, o lingeau, nu, deci nu știau să o mănânce. Pentru că nu mâncase în viața lor un grătar cu carne, cum mâncăm noi toți ceilalți. Și asta nu din vina lor și nici, mă rog, astea au fost condiții. Eu am avut un beneficiar în primele două luni, când, după ce i-am luat de acolo, care nu a vorbit nimic. Psihologul pe care l-aveam la vremea asta îi face evaluarea psihologică și scrie, zice, măi, ăla, zice, eu cred că Putăriță are o mutitate, zice, nu se poate, probabil, ce nu-mi dau seama, pentru că atunci când făcea zgomote, el era atent, deci zice, nu e surd, nu are surdomutitate, dar zice, probabil e mut. Ce nu știu ce să scriu despre el, că n-am reușit să relaționez deloc cu el, deci nu mă aude, nu, nu. Și stând eu și psihologul afară, Adult, da. Stând eu și psihologul afară la o țigară, nu știu ce, mă trezesc la un moment dat că cineva îmi pune o mână pe umăr și zice, ce faci aici cu Coană? Nu mai stai de vorbă cu noi? Dom'le, a fost șoc și pentru mine și pentru psiholog, în momentul în care am ridicat privirea, am văzut că era exact beneficiarul care nu scosese un cuvânt timp de două luni. El timp de două luni ne-a analizat mai profund pe noi decât l-am analizat noi pe el. Da. Deci, el în momentul în care a văzut că nouă chiar ne pasă și că cu adevărat suntem acolo pentru ei. O altă atitudine a dumneavoastră față de ei decât cea veche, de dinainte vorbit, de 89. Nu a vorbit două luni după ce a fost mutat, dar în fișa lui de... Nu se specifica nimic despre această problemă și noi chiar eram uimiți. Am dat telefon... Cum ni l-au trimis pe ăsta care nu vorbește și despre nu asta? Nu avem, scrie la... avem și... Avem, dar nu scria în dosar la ceilalți, măcar scria în dosarele lor. Domnule, exact, are cu... Exact. Dar zic, măi, dar ce se întâmplă să fie de atâția ani în sistem și să nu scrie nimeni că e mut? Zic, cum adică, ce-o fi cu el? Și să avem surpriza să... Să-l auzim după două luni vorbim. De zile, da. E, vă spun, deci ăsta a fost un exemplu așa, dar vă spun că ei ne-au analizat pe fiecare în parte și abia după o perioadă când au simțit că pot avea încredere în noi, e bine, atunci s-au deschis, atunci au arătat într-adevăr că pot să facă ceva. Adică încercați să ne spuneți cumva că totuși temerile alea de dinainte aia urâtă i-au marcat. I-au marcat. Și încă se mai temeau că cei care erau acolo ca să-i ajute ar fi numai ca să le încurce viața și să le facă mai rea decât ei. Nu aveau încredere. Deci, nu aveau încredere nici unii în alții. Deci până am realizat coeziunea asta de grup, și când spun grup, nu mă refer la grupul de beneficiari, eu mă refer la întregul grup, pentru că noi acolo, clar, am fost ca o familie. Și am mers pe principiul de a fi o familie cu toții, o familie, noi eram o familie, cu toate că multă lume ne-a judecat, domnule, nu este profesionist să-i lăsați să se atașeze așa de mult de voi, să fiți atașați de ei, pentru că le stagnați dezvoltare. Ei bine, noi am încercat să păstrăm distanța aceea profesională, domnule, stai așa că eu te evaluez, eu sunt medicul, eu te controlez. Ei, nu s-a putut. Pentru că nu se dătea rezultate. Nu, o astfel de activitate deci nu dătea rezultate. Aici e o discuție mai tehnică. Da, am văzut și noi prin filme că relația psiholog-pacient trebuie să fie una profi. Dar e ușor de ținut în condițiile în care petreceți atâta timp cu oamenii ăștia? E ușor să păstrezi o relație strict profesională, rece? Acum... Sunt, eu așa îmi place să cred că după atâta experiență zic că sunt totuși un profesionist, dar eu din experiența mea personală vă pot spune că dacă vrei să înregistrezi progrese, nu e ușor deloc să păstrezi relația asta. Pentru că asta ține lucrurile pe loc. Deci ține să înțeleg că faceți mici compromisuri, măcar mici compromisuri. Deci se fac mici compromisuri pentru că în momentul în care e ziua unuia dintre ele, da? Și noi organizăm. Haide să-i poți facem să o surpriză. Poți să rămâi profesionist sau să cum devii cum prieten? Cum să fiu un profesionist? Când măcar eu merg mamă îl felicit, îl jucul, îi urez toate cele bune și el se simte fericit, zice, Doamne, niciodată. Deci cineva chiar asta mi-a spus, zice, niciodată nimeni nu mi-a făcut un tort de ziua mea. Da, pentru că am ajuns la momentul ăsta al discuției. Și subliniez încă o dată, pentru că telespectatorii care probabil nu au văzut de la început emisiunea, să realizeze. Aveți 12 ani de muncă pe această linie. Cum v-ați descurcat în atâția ani de zile cu psihologii? Că tot vorbeam de relația noastră cu ei, a psihologilor, cu ei. În serviciile astea, în locuințele protejate, eu la momentul acesta sunt la 5-lea psiholog. În 12 ani? Nu în 12, în 5. În 5? În 5. Deci da. În medie unul pe an. Da, în medie unul pe an, dar au fost psihologii, eu vă spun, acesta pe care l-am acum e de 3 ani. Deci gândiți-vă că ceilalți 4 au fost în ceilalți 2 ani.
Adică au venit, au stat 3-4 luni, nu s-au putut adapta, pur și simplu nu au putut. Asta chiar că e o chestie interesantă, nu s-au putut adapta psihologii da, dacă la cazurile respective. Deci nu numai, numai este... chestia asta ar face un titlu de emisiune. Sigur, 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 eu am psiholog zis așa, neadaptabil. Da? Până la urmă și psihologul e om, dincolo de tot ce înveți și tot ce studiezi, trebuie da, să ai vorba, o deschidere, să ai totuși o afinitate. Și eu m-am speriat. V-am spus, pentru mine a fost șoc când am intrat în această locuință protejată. Și ei erau aduși din mai multe centre și era o groază de conflicte între ei, conflicte și verbale și fizice. Eu nu știam pentru că nu veneau din același nu loc. Nu veneau, nu se cunoșteau, apăreau tot felul de divergențe. Stai că mi-ai luat lucruri, erau foarte... Deci delimitau teritoriile. Exact. Deci căutau să-și impună, fiecare dorea să devină liderul. Știți că asta e și în viața da, de zi cu zi. Sigur că da, sigur că da. Și vă imaginați cât a trebuit să intervenim, cât de atenție a trebuit și am făcut și multe greșeli și vă recunosc. Deci eu personal, pentru că nu știam pur și simplu să intervin. Deci într-un conflict, într-o bătaie între doi beneficiari. Eu așa am știut să reacționez, să intru între ei și să zic, stai, te rog eu frumos, stai cu mine. E bine, în toată zăpăceala aia mă împinge unul dintre ei după o terasă așa înaltă, cam aproape la un metru. De... Bine că n-am pățit nimic, adică am căzut ca pisica în picioare. Dar vreau să spun că în timp am învățat. Am învățat cum să tratăm astfel de situații. Stimații mei colaboratori, am trecut prin diferite faze ale discuției pe tema pe care ne-am propus-o. Și aș vrea ca la momentul ăsta să delimităm o oarecare parte a discuției. În ce sens? De la acel stadiu la care i-ați adus dumneavoastră, este cazul ca regia să pregătească primul material, de la acel stadiu ziceam, la care i-ați adus, până la ce urmează acum să se realizeze, mă refer la cazul viitorului medic veterinar. Acel medic veterinar este în sistemul de protecție a copilului. Sunt niște pași. Aș vrea să trecem, de-aia rugam regia să pregătească materialul, printr-o etapă, printr-un caz mai bine zis, care marchează o etapă între cele două, de început și de finalizarea activității dumneavoastră prin realizarea acelui medic veterinar. Primul material, rugăm regia. Viorel, am să te rog să-mi spui de cât timp ești tu aici, în centru. Da, aproape un an și 2 luni. Mai precis, îți aduci aminte da. Data când ai venit? Da, pe 1 noiembrie 2011. Spune-mi, care sunt pasiunile tale? Ce-ți place să faci mai mult? Sincer, îmi plac foarte mult origami. Îmi place foarte mult să devin masior de reflexoterapie și da, de reflexoterapie. Am o informație din partea amicului meu, actorul Vasile Toma, conform căreia tu ai face parte dintr-o trupă de teatru pe care ați creat-o aici. Da. Așa este? Da. Și ce spectacol ați încropit cu domnul Toma? Copacul care face ciori și ignoranțe în prima sesiune. Iar acum ne-am apucat să facem Capra cu treiezi. Capra cu treiezi, care este un spectacol ceva mai evoluat decât mai, pentru vârsta copilor. Da. Ți-ai putea aduce aminte o replică din oricare din spectacole? Cât de scurtă, orice replică îți trece ție prin mintea când din spectacol. Pomul care face cior. Ce pot să vă spun? Pomul acela nu face ciori. Ciorile vin doar în vistă la pom, stau ce stau și apoi zboară după mâncare ca să rămânească pui. Ceva de genul. Da. După ce puneți voi acele piese de teatru, să zic așa, în ordine, le prezentați cuiva? Da. De exemplu,
pom care face cioși și ignoranței, prima oară l-am prezentat la Casa de Cultură. Deci deja ați avut reprezentații cu ceea ce ați montat. Da, în luna octombrie. După aceea, pe 3 decembrie, mi se pare, pe 3 decembrie am avut la Școala numărul 10. Am prezentat iarăși cele două sketch-uri la Școala numărul 10. Și cum au văzut copiii? Cum au apreciat jocul vostru? Cum crezi că li s-a părut lor ceea ce ați făcut voi? Pentru unii frumos, pentru unii mai... Depinde, fiecare cum a apreciat. Pentru unii mai plictisitor. Da, probabil că ăștia fac parte din categoria celor care n-au înțeles esența, mesajul care îl transmiteați voi. Aș mai vrea, beneficiez de îngăduința ta, să-ți mai pun câteva întrebări. Da. Ai vorbit de faptul că ți-ar place să devii masor. Intenționezi să faci cursuri pe această linie? După ce termin școala. Și unde crezi că ai putea să le faci? Adică dacă ai vrea să le faci în oraș aici sau în altă parte? Eu am înțeles că la București. Pentru că am înțeles că aici nu se fac. Și azi după cum relaționezi tu după cum te descurci aici cu, știu eu, șefii de centru, de locuințe? Crezi că vei beneficia de sprijinul acestora ca să-ți realizezi visul? Corect. Da? Da. Ai putea să-ți aduci aminte de o întâmplare din viața ta care să nu prea să-ți facă plăcere? Ceva care ai cam vrea să dai uitării, să nu ți se mai întâmple. E o întrebare pe care oricum eu le-am uitat. Deci, cum să vă zic eu, orice ce mi s-a întâmplat, este bine că ai o stare de genul ăsta, pentru că te poți dezvolta în cu totul alte condiții și mai ales îți poți realiza, știu eu, visurile pe care ți le-ai propus, temele pe care ți le-ai propus. Pentru că vorbeam de amintiri mai puțin plăcute, din viața ta, ai putea să ne spui ce ți-aduce aminte de părinții tăi? Păi eu știu doar atâta, că mama mea este internat într-un spital, iar tatăl meu umbla pe străzi, ceva de gen. Adică nu avea un acoperiș deasupra capului, el totdeauna stătea peste el să cerșească. Atâta. Da, este un episod deloc plăcut, exact cum ziceam. Și tu mai ai frați, cumva? Da. Mai am o soră care locuiește cu mine aici și încă o soră care a terminat școala și acum muncește aici, dar nu știu unde, în orașul Giurgiu. Nu știu ca ce vreau să... Da, deci unul din frații tăi spuneai că locuiește aici, adică, ca să fac o corectură vis-a-vis de ceea ce am zis mai devreme, în aceeași locuință protejată, pentru că așa se numesc locurile unde sunteți găzduiți. Mă bucur mult că am stat de vorbă. Mulțumesc. Îți doresc foarte mult succes și să ai grijă de tine. Ca ceea ce ți-ai propus să realizezi în viață. Mulțumesc. Am revenit în direct, simastele spectatori. Ați ascultat o scurtă poveste din viața lui Viorel. Doamna? Și Viorel nu este singurul care trăiește o astfel de poveste. Viorel nu este singurul care are aspirații, care are visuri și pasiuni. Vă spun de ce, el este elev în ultimul an la liceu Ion Barbu, într-o clasă integrală. Acolo mai are un coleg care urmează aceeași formă de învățământ. Sora lui Viorel și încă un tânăr merg la școala specială.
Sunt înscriși și la niște cursuri de formare profesională. O parte din tineri din locuință au făcut cursuri de formare profesională. Pe calculator, pe croitorie, urmează și cei doi care termină liceul la vară să meargă la un curs de masor, respectiv la un curs de croitor. Așa pentru că asta își doresc. Asta așa își doresc cum și exprima ei, și Viorel da. Dorința. Eu sunt convinsă că acești tineri vor merge în societate. Ei vor avea viața lor. Cu siguranță ei se vor descurca și vor avea viața lor, vor trăi pe picioarele lor. Avem încă 5 beneficiari care au locuri de muncă. Problema locurilor de muncă, oricum la nivel național, una dificilă și cu atât pentru mai oamenii, mult în județul pentru Giurgiu. Oamenii fără probleme de genul ăsta. În județul Giurgiu, care într-o clasificare a nivelului de trai se află pe ultimul loc din țară. Deci vă dați seama îmi deschideți calea pentru o întrebare care să deschidă o altă temă. Am discutat despre vecinătate, acum discutăm despre piața muncii. Îi primește piața muncii? Este foarte greu. Deci piața muncii este un sistem competițional, clar. Trebuie să demonstrezi că poți, trebuie să demonstrezi multe abilități. Tinerii pe care îi avem noi acum integrați profesional, este și această carență de educație formală. Aceasta se datorează, cum v-am zis, lungului istoric instituțional. Da. Și atunci sunt lucruri care nu mai pot fi recuperate, pentru că la 30 de ani ce formă de învățământ mai poți urma? Deci nu mai poți pleca cu alfabetizarea și așa mai departe, că te apucă 40 și deja nu mai ai mult timp să mai lucrezi, să ieși și la pensie. Da? Deci este o carență din acest punct de vedere mare, dar cu toate acestea ei au prestează anumite servicii pe care ei le pot face. Sunt muncitori necalificați, încărcători, descărcători la o magazie de alimente, doi dintre tineri. Alte două tinere prestează servicii de curățenie. Unul dintre ei lucrează la o croitorie. Este și un pic, sunt mândri pentru că ei se simt... Au un statut, exact. Da? Deci rolul acesta îi valorizează clar, au un rol social. Sunt într-un colectiv de lucru, colegii de serviciu le cer sprijin, le cer ajutorul, relaționează, se simt foarte bine, foarte mândri de statutul lor. Dar, în același timp, știți că având problemele medicale pe care le au, capacitatea de muncă e undeva la 50%, ceea ce înseamnă o jumătate de normă, sau 25%, ceea ce înseamnă un sfert de normă. Da. Și vă dați seama că și salariul... Salarizarea este pe măsură. Pe măsură. Mai mult decât atâta, conform legislației, 80% din salariu au obligația să plătească ca și contribuție de întreținere. Vă imaginați cu ce sume? 80% din salariu, 80% contribuție din salariu. De întreținere. Imaginați, la o jumătate de normă, să zicem undeva la 3 milioane jumătate, 80% rămân, mă rog, undeva la vreo 600, nu știu să fac acum, 700 de bani de buzunar. Cam 600 de mii bani de buzunar. Dacă e un tânăr care mai și fumează, fix își ia 4 pachete jumate țigări. Vă dați seama cât de motivant este. Păi nu-i motivează atât salariul, pentru că au ce le trebuie, au sigurat din punctul ăsta de vedere, ați văzut în locație, ați vizitat și cred că v-ați dat seama că condițiile sunt decente ca într-o casă normală. Da, n-am făcut o specificare necesară. Pentru telespectatori, în spatele nostru se derulează imagini din aceste locuințe. Așa? Da, și să continui. Dar ei se simt foarte bine mergând la serviciu. Pur și simplu se simt foarte bine să se trezească dimineața, să plece la serviciu, să vină înapoi, să ne povestească ce au făcut acolo. Deci este o mândrie. Și toți ceilalți îți doresc. Ne spun, haide, nu m-a ajuns să-mi găsesc și eu un serviciu. Exact. Te rog frumos, uite, Florin s-a dus la serviciu, ajută-mă și pe mine să-mi găsesc. Și noi oricum intenționăm să scriem cât mai mult la cursuri de formare. Cursuri dintre acestea care nu necesită un nivel, eu știu, cât de pregătire formală. Mult, da. Da. Avem și persoane care au absolvit top clase și care chiar se încadrează și vor merge la cursuri de formare. Și noi sperăm că în viitor, măcar nu pot să-mi stabilesc ca un obiectiv de ăsta nerealizabil, să zic, integrarea a 3/4. Dar dacă jumătate dintre ei sunt integrați profesional, eu zic că este mare lucru. E o mare realizare. Absolut, da. Absolut. Să încercăm să vedem o activitate a celor din locuințele protejate și aici, doamna, ne puteți creiona puțin cel de-al doilea material. Este o legătură a dumneavoastră cu actorul Vasile Toma. Deci, regia, vă rugăm să pregătiți cel de-al doilea material. Actorul nostru de la Teatrul Giurgiuvean și-a propus să creeze în rândul
celor care stau în locuințele protejate, abilități de comunicare. Și de ce nu dragoste pentru teatru? Da, hotărând să înființeze cu acești asistați un grup de actori. Difuzați, vă rugăm, cel de-al doilea material. A fost odată o capră care avea 3 viței. Păi n-am hotărât că sunt iezi, ce viței? Da, păi, trei iezi. Unul mare, unul mijlociu și încă unul mijlociu. Două spectacole au fost deja oferite elevilor din Giurgiu de către copiii cu probleme de vorbire, asistați de Fundația Irlandeză Comber și de Direcția Generală de Asistență și Protecție a Copilului. Persoanele cu dizabilități trăiesc în 6 locuințe protejate, 2 case de tip vilă și 4 apartamente. Tinerii beneficiari din locuințele protejate de pe raza municipiului Giurgiu sunt bucuroși că în prezent desfășoară activități teatrale cu actorul Toma Vasile, ei urmând să prezinte spectacole în școlile din municipiul Giurgiu. Este o activitate în care s-au implicat cu multă dragoste și în care își doresc majoritatea beneficiarilor să se implice pe viitor. Implicat în proiectul de dezvoltare a abilităților de comunicare, actorul giurgiuvean Vasile Toma nu concepe acțiunea finalizată decât cu un real succes. Am avut surpriza plăcută de a găsi aici, la Fundația Comber, niște tineri inimoși, dornici de a arăta că nu trebuie priviți așa cum îi privește populația în general și că sunt apți de a face un lucru artistic chiar de calitate, îndrăzesc să spun eu. Actorii conduși de Vasile Toma își doresc ca prin spectacolele lor să transmită semenilor noștri mesajul lor de inimă. Și noi suntem utili și noi suntem ai voștri. Din nou în direct, stimați telespectatori, colegilor din regie le adresez rugămintea ca în câteva clipe când se poate să ne anunțe și telefonul cu Vasile Toma. Avem telefonul? Cooperativ, colegii, mulțumim. Alo? Da, vă rog, bună seara. Bună seara, domnule Toma. Vă aud, aveți vocile stinse, se aude foarte rău din cauza aparaturii. Asta nu mă împiedică să vă urez o seară bună și liniștită și o clipă că sună și telefonul fix. Gata, răspunde, da. Și sărutări de mâini doamnei Părloc. Mulțumim și noi pentru... Și să vă spun că vă urmăresc de la începutul emisiunii și chiar îmi face o reală plăcere. Ați realizat o emisiune minunată și vă spun de ce minunată. În primul mulțumim rând, vreau să felicit televiziunea Giurgiu TV pentru această inițiativă. Sunteți amabili. Și pe realizatorii acestei emisiuni. Faceți un lucru notabil, zic eu. După tine, tu ai început să faci o treabă minunată și noi n-am făcut altceva decât să punem reflectoarele pe voi cei care faceți lucruri minunate. Nu, faceți un lucru minunat. Astăzi, când toate televiziunile prezintă numai cancanuri, prezintă numai fuste scurte și numai, să mă iertați, numai chiloței peste tot, dumneavoastră faceți chiar un lucru notabil. Beneficiarii, eu îi numesc oameni. Așa îi numim și noi. Într-un cont de umbră. Iar pentru ceea ce se întâmplă acum la Fundația Comber, eu o felicit pe doamna Părlog. Nu eu am mers către dumnea ei, ci dumnea ei mi-a propus, iar eu am acceptat. Faci un lucru absolut notabil. Am văzut reportajul de mai devreme. Domnule Butan a discutat cu unul dintre actori. Da, de asta v-am sunat, pentru că vroiam să ne spuneți în ce stadiu mai stați, ce mai puneți la cale cu tinerii actori. La cale o să punem, deocamdată, pentru o scurtă perioadă de timp, am încetat repetițiile pentru că am eu niște alte repetiții la Teatrul Tudor Vianu și programul este foarte, foarte încărcat. Asta nu înseamnă că eu voi renunța la ceea ce am început. Și nici nu o să vă lăsăm, domnul. Nu e cazul, pentru că ce ați făcut acolo dă rezultate. Dacă așa s-a întâmplat, eu mă bucur, iar pe viitor evident că am să vă invit la următoarele spectacole și vreau să vă spun despre
despre acești oameni, despre acești tineri. Vedeți, foarte mulți din societatea așa zis normală. Noi ne considerăm normali. Nu ne crede nimeni. V-am ascultat discutând o clipă, iar trebuie să anulez, nu știu cine mă sună pe telefonul fix. Așa, vreau să vă spun că oamenii ăștia sunt plini de pasiune. Plini de pasiune, cum rar întâlnești la cei așa ziși normali. Discutați mai devreme despre beneficiari. Ba da, sunt niște beneficiari, eu îi numesc oameni. Termenul ăsta nici noi nu prea l-agream. Dacă ați urmărit emisiunea, l-am tot evitat asta până când tot, spus, tot așa am formulat. Eu am statut de beneficiar al programelor de televiziune pe care le urmăresc. În cu toți suntem beneficiari într-un schimb normal de informație, de ajutor, de... Cu toți suntem beneficiari. Absolut. Și uite, noi suntem... Să mă spune în clipa asta să repar un televizor. Mi-aș prinde urechile. Înseamnă că am niște dizabilități. Din păcate, lumea îi privește pe acești oameni cu reticență. Și e mare păcat. Pentru că sunt plin de entuziasm, iar mie mi-au demonstrat că au și talent. Este păcat. Păcat că societatea nu-i prea acceptă. Oricum, este foarte, nu vă ascund că este greu, e complicat să lucrez cu ei. Și îmi dau seama, doamna Perloc și ceilalți colegi ai dumneaei, nu cam ce pățește, cât de mult lucru are cu ei, cât de mult. Trebuie să multă răbdare, în primul rând. Pentru că dacă nu te apropii cu blândețe de ei, este tare complicat. În general, oamenii, după primul bună ziua, își dau seama că am cu cine au de-a face. Și în situația asta au reticențe. Întorc spatele și pleacă. Dacă n-ai blândețe și n-ai înțelegere și răbdare, nu se rezolvă absolut nimic. Și este păcat. Sunt atât de plin de entuziasm. Eu am rămas uluit de răbdarea și de pasiunea lor și de bucuria pe care o au să facă ceva, să demonstreze că nu sunt așa cum îi privește restul societății. Mă gândesc, domnule Toma, că dacă multe persoane din Giurgiu ar vedea lucrurile la fel ca dumneavoastră, probabil că evoluția acestor persoane ar sta, eu știu, pe altă scară, s-ar lucra mai ușor. Apropo de ce ziceați, câtă răbdare trebuie să aibă doamna Pârloc, colegele, pentru a realiza ceva cu oamenii ăștia. Da. Foarte, foarte adevărat. M-am înseamat la această propunere și nu vreau să dezamăgesc pe nimeni. Nu vă ascund că este foarte greu. Dacă cineva așteaptă un spectacol de teatru cu acești oameni și nu mă feresc să spun de teatru. Vedeți, noastră, în școlile generale, licee, mă rog, n-are importanță. În general, îmi pare rău să o spun, dar am observat și trebuie să fim sinceri până la capăt. Nefardați, da. Unii profesori se ocupă de povestea artistică. Urmează, are loc o serbare școlară sau nu știu ce altceva. Ei, spectacolele acelea ies pe principiul 1, 2, sus piciorul, 3, 4, lateral, 5, 6, nu știu ce, 7, 8, hai la loc, gata. Am bifat acțiunea, noapte bună. Eu nu vreau să fac cu acești copii așa ceva. Ar fi simplu, m-aș spăla pe mâini și nu vreau. Adică mi-aș bate joc și de mine și de ei și nu vreau acest lucru. Și am să vă invit cu siguranță la următorul spectacol. Să nu așteptăm să vă invit foarte repede, pentru că asta vreau să vă întreb. Acești oameni preconizați nu pe poate când? Ieși într-o lună. E mai complicat. Într-o lună mă refer la teatru, la o instituție de spectacol. Da, dacă nu reușești să-i faci actor repede, măcar spectator de teatru... Ei au mers la teatru în calitate de spectator. De teatru, un spectator de teatru se formează teatru, și el, Toma, nu? La teatru Tudor Vianu, cum să nu? Nu, sunt familiarizați. Minunat. Și ceea ce este foarte important,
este că vor ca o pasiune și că doresc. Deci, pe când să vedem un spectacol cu ei? Peste o lună. Pe când? Exact atunci când eu voi considera că este gata, pentru că nu vreau să-i las să apară oricum. Dar e clar, faci iar nezicul sufletul la gură. Lasă, că așa cu îi făceam și eu, poate chiar mai dichisit. Să vezi, nu m-am gândit. Dar lăsând la o parte toată povestea asta, cu siguranță vă voi invita la viitoarea premieră cu acești tineri. Eu aș fi foarte curios, lansez o idee. Eu știu că acești oameni din aceste locuințe protejate, parcă am înțeles. Așa. Nu, au pronunțăm, dar zicem. Și aș fi tare curios dacă ei în seara asta urmăresc această emisiune. Toți urmăresc. Știu că este în seara asta emisiune și toți sunt cu ochii pe televizor, vă spun sigur. Deci filmulețul cu... Este perfect, atunci filmulețul aș sugera, filmulețul... sigur, doamna Părloc, cu acordul dumneavoastră, aș sugera realizatorilor acestei emisiuni mâine să meargă să mai facă un reportaj, să afle ce impact a avut tot ceea ce s-a discutat în seara asta pe această temă. Domnule Toma, dacă nu reușim mâine, funcție de programul pe care îl vom avea, săptămâna viitoare încercăm cu sprijinul doamnei Pârloc, probabil că veți vedea și de partea noastră realizat acest lucru. Deci ca și tine, nu facem o singură repetiție și mergem la spectacol. Ne ținem de chestia asta. Am început, suntem aproape de ei. Sigur, în sine verite. Evident, dar este evident. Evident. Da. Să cu nu toate... facem repetiție înainte și pe urmă să filmați ca și cum ați filma în priză directă. Cu tot respectul, domnul Toma, vrem să ne încadrăm în programul pe care l-am alocat acestei emisiuni. Îmi cer scuze, dar trebuie să... Și ne cerem scuze și celor care te-au sunat pe telefonul fix și n-ai putut să le răspunzi din pricina noastră. Nu știu cine m-a sunat de două ori. Ați auzit țăritul telefonului? Da, acum eu ce să vă spun, glumind puțin, înțeleg că s-a terminat spațiul alocat emisiunii, dar trebuie să vă aduc un reproș. Păi dacă știam că doar atât vom conversa la telefon, nu mai răspundeam. Veneați peste noi aici, în platou. Bun, să... A fost o glumă și eu abia așteptam întâlnesc. O acceptăm ca atare. Cu acești tineri, oricum, voi face cât de curând o investigație, pentru că mai vrea un trup asta și alți oameni. Nu știu cât de mult vă doriți dumneavoastră, dar sunt foarte mulți care își doresc să intre în această trupă. În tinerețe am făcut un pic de teatru, mă primești? Toma, mă primești și pe mine acolo? Doar cu o condiție. Doamna, o să-i dau eu un certificat de care are nevoie. Într-o asemenea locuință. Ce zici? Să locuiești tu. Să vă asigure cazare într-o asemenea locuință. Și fac navetă. Și actele îi le dau eu, certificat. Încă o dată mulțumiri. Cu tot dragul o să vă mai primim în emisiunile noastre atunci când vom avea nevoie de prezența domnului Toma. Tot timpul o seară bună. Cu multă plăcere și din nou vă felicit pentru ceea ce ați început, pentru inițiativa. Felicitări și ție. Bravo. Mulțumim frumos, o seară bună. Sărut mâna, o seară bună, la revedere, la revedere. Doamna, încă o realizare, cum se exprima domnul Toma, să o bifăm. Eu nu cred că e bifată. Nu, este bifată. Domnul Toma se referea în ceea ce spunea la lucrurile care se fac la nivel de școli generale și așa mai departe. Lucrurile făcute superficial, exact, făcute așa de dragul de a fi făcute. Eu vreau să spun tuturor, domnul Toma știe lucrul ăsta, că avem copii tineri talentați și în teatru, dar avem tineri talentați în sport. Am văzut că ați filmat prin locuințe și acele medalii, care erau un tablou. A fost ultimul cadru din filmulețul cu Viorel. Exact. Nu vreau să uit lucrul ăsta, că mie mi se pare și pentru ei chiar a fost o mare realizare. Anul trecut au participat la Olimpiada Națională a Persoanelor cu Dizabilități, care a avut loc la Iași. Și pentru noi a fost premieră, deci a fost prima olimpiadă de acest gen la care am participat. Am mers cu 4 dintre tineri. Surpriza noastră a fost extraordinară, deci ne-a emoționat până la lacrimi că au obținut 10 medalii.
Deci la probele sportive de acolo care au constat în săritura după loc, alergare, un joc de bocce care se face cu niște bile, că eu nici măcar nu înțelegeam. Nu știam, dar ei au înțeles atât de bine regulamentul și au luat medalie de aur la lucrurile astea. Deci pe noi ne-a uimit și pentru ei iarăși a fost un motiv de mândrie. Au venit în locuință, au povestit colegilor, au mers pe la celelalte că ei merg în vizite la casele de tip familial unde au vechi colegi care sunt copii. Se vizitează? Da, se vizitează, sigur că da. Și s-au mândrit. Uite, domne, ce noi am fost și am luat medalii. Și acum mă întreabă tot timpul, la anul mergem? Sigur că mergem, a fost mult început. Sigur. Mergem cu siguranță și la anul. O să mergem și noi la anul să mai spunem despre realizările lor de acolo. Da, eu cred că lucrurile nu stau rău după cum... S-a văzut, cred, din această emisiune. N-am să vă rog să faceți, o selecție, să veniți aici cu niște procente. Dom'le, în 12 ani ar fi ceva... bilanț cincinal. Nu suntem la statistică. Nu mi-a plăcut cifrele, dar din ceea ce am prezentat telespectatorilor, sper că am trimit mesajul care trebuie perceput. Apropo de mesaj, Marian stă mai bine cu drămuirea timpului emisiunii, pentru că tot sunt, am înțeles, cu ochii pe televizor. În final, când ne anunți că este să transmiteți un mesaj pentru ei, că bănuiesc că... Da, nu știu, mai schimbăm, putem schimba câteva idei, mai avem circa 3 minute de emisie, așa este timpul alocat. Eu ziceam să convenim acum asupra faptului următor. Sunt niște realizări... Așa scurt, doar 3 minute ne mai dai? Da, și mie mi se pare că a trecut timpul atât de repede. Sunt când vorbești despre oameni minunați, timpul te cere. Sunt niște realizări, ele sunt... rod unei munci, exact cum subliniați, suficient de dificile, pe o perioadă suficient de lungă, dar atâta timp cât, munca aceea se dovedește a da rod, se merită, nu? Da. Și noi avem satisfacția sufletească că am reușit să demonstrăm tuturor că sunt niște oameni ca noi toți și că au capacitatea de a se descurca singuri. Eu mulțumesc pe această cale personalului care lucrează, care a rămas în acest grup de ani de zile, pentru că au fost persoane care nu s-au regăsit în meserie și au plecat. Ce înseamnă nu s-au regăsit în meserie? Nu au putut să se adapteze, nu au putut să relaționeze, nu au putut pur și simplu. Că de asta vorbeam mai devreme de comunitate. Este foarte greu, deci eu sunt înțelegătoare și vis-a-vis de această percepție, dar am convingerea că în timp, sigur, oamenii vor învăța, sigur, să ne aprecieze, sigur, pentru că suntem de apreciat, deci oamenii ăștia, sigur, din locuință sunt de apreciat. Ei bine, în aceste locuințe au rămas exact persoanele care au putut să lucreze cu sufletul, care au putut să se implice total aici și rezultatele li se datorează. Eu mulțumesc tuturor celor pe care am zi de zi aproape. Echipa, nu? Echipa contează. Noi suntem o mare familie, întotdeauna am spus, noi suntem o mare familie. Mai devreme, în timpul emisiunii, spuneam, dăteam exemplu celor 5, parcă ați spus, psihologi care n-au rezistat. Ați avut însă, exact cum subliniați, alți oameni care v-au stat alături. Credeți că ați fi ajuns la aceleași rezultate dacă nu aveați o parte din ei? Nu, dacă această migrație ar fi fost permanentă, cu siguranță rezultatele astea nu ar fi fost acelea. Nu am fi ajuns la aceste rezultate. Astea. Pentru că este foarte greu și pentru tinerii din locuințe, pentru locatarii aceștia. Este foarte greu să schimbe mereu oamenii cu care lucrează. Pentru că ei chiar, e ca într-o familie, ca într-un un grup de prieteni. Deci avem afinități, ne-am creat niște așteptări reciproce. Vă susțineți reciproc, exact. Eu nu mă aștept ca tu să pleci și sufăr dacă tu ai plecat. Și eu am avut încredere și am avut așteptări. Rămâne un gol acolo, care este foarte greu și de umplut. Și deja ei sunt afectați de-a lungul timpului de foarte multe pierderi, de foarte multe despărțiri, de foarte multe lucruri rele, pe care mulți nici nu doresc să și le amintească. Deci stam de vorbă cu un tânăr și cum îl întreba și dumneavoastră. Ce amintire rea din trecut, mai puțin plăcută, o amintire. Ei bine, nu vor să spună, nu vor să-și amintească. Deci chiar așa, Viorel a avut o reacție ușoară de respingere a întrebării mele. Nu vreau să-mi amintesc de trecut. E normal cumva, lucrurile negative le uiți ca să nu te mai... Ei își fac planuri acum pentru viitor, sunt acești oameni care chiar nu aveau niciun orizont.
vă spun, chiar nu știau cum, ce să-și propună. La prima noastră întrevedere, când am întrebat, măi, dar tu ție ce-ți place să faci, ce ți-ai dori să faci? Am fost surprins ca nimeni să nu dea niciun răspuns. Măi, dar chiar nu-ți dorești nimic, chiar nu... Dar ce pot să-mi doresc eu? Uite, poți să-ți dorești, poate vrei să mergi la biserică, poate vrei să vezi un spectacol de teatru, poate vrei să mergi la mare, că n-ai fost niciodată la mare. Dorințe imediate, nu neapărat de perspectivă. Nu neapărat de perspectivă, pentru că în timp, în timp au învățat să-și facă și planuri pe termen lung. La început a fost greu să facem niște mici pași spre a visa. Deci, nu știu, este, vă spun, v-aș putea povesti... Zile în ceea ce vroiam eu să fac acum este... Împreună am învățat să visăm, cred că. Ceea ce vroiam eu să fac acum este tocmai ruperea acestui lanț, cu părere de rău, trebuie să le spun, să le spunem... Că visul frumos s-a terminat și că... Dar nu asta, nu vreau să fac chestia asta. Da, cred că terminăm într-o notă suficient de optimistă. Emisiunea a fost cap-coadă optimistă, așa, pentru că lucrurile frumoase... Deși eu învizam altceva, cred că nu-i cazul acum, nu... Aveam de gând să vă fac o surpriză pe final, să recit o poezie care să însumeze, ca să zic așa, mesajul transmis către telespectatori. Consider că nu e cazul, deja am depășit și timpul alocat emisiunii, dar dacă nu vreau ne să promiți că reciți data viitoare. Cu siguranță. Deci nu scăpăm de tine. Nu vreau să ne luăm rămas bun de la stimata noastră invitată, până nu îi smulgem o promisiune că discuții de maniera asta, chiar dacă nu săptămâna viitoare când se va putea, le vom continua, pentru că exact așa cum sublinia și dânsa mai către începutul emisiunii, cei 12 ani de activitate i-au adus atâta experiență și are atâta informații, atâta material care ar putea sta la baza viitoarelor emisiuni, încât eu spun, nu neapărat cu ideea de a o flata, cred că vreo 10 emisiuni. Ideea de cu cărțile, eu am prins-o și poate o scrim împreună. Ar fi super că m-ați motiva. Eu îmi tot propun, dar îmi trebuie ceva să pornesc. Emisiuni de genul ăsta, ziceam, am putea să le ducem ce preț de câteva săptămâni. Deci cu regret, fiți sigur de colaborarea mea. Vă mulțumim frumos. Pentru că e o întreagă muncă a unei echipe mari, da, și este păcat și care nu a fost promovată. Promovată, exact. Ei, cu părere de rău, cum spuneam, stimați telespectatori, întrerupem aici șirul discuțiilor legate de activitatea doamnei Ionela Pârlog, în speța Direcției Generale de Protecție de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu speranța, cum ziceam, că vom reveni pe această tematică. Bun rămas și la o nouă emisiune, să ne vedem pe săptămâna viitoare la aceeași oră. O seară bună! O seară bună! La revedere! Ai uitat să spui anul emisiunii. Care este? Noi nu punem bărbi realității, noi o suportăm. Cel mult le purtăm sau le suportăm. La revedere! O toate seară cele bună! Bune. Apărații luptând, doborâți monștri, vice din veac de vecii, dolipun pe pământ, pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele, punerele și închisuri.